salutare, însă astăzi vom face al doilea episod din miercurea cu IT. Bun, când filmez eu este dimineața, fiindcă eu sunt în săptămână altfel și da. Și acum calculatorul ăsta este bun la gaming, îți va duce toate jocurile pe high, îți spun eu 100%, toate jocurile îți vor duce pe high și va arăta frumos. Bun, să începem neapărat cu placa video, care este un GTX 1050 de 4 GB, două radiatoare TI, radiatoare și o ventilatoare TI. Ăsta s-a lansat, pot să spun, la Comic-Con de anul ăsta. Cred. Așa vă arată aici, era standul de la PC Garage. Cred. Stați că am uitat să închid asta. Sunt bău. Hello! Așa. Și, da, hai să vedem. Recomandată pentru gaming, da. Versiune Vertex Shader. Număr de tranzistoare. 3300 de milioane de tranzistoare. Tranzistoare. Hm, s-a lansat și Viking Red Comic Con. Bun, hai să vedem acum procesorul. Procesorul este un Intel Kaby Lake de 7600 i5, cu 4 nuclee, dacă nu mă înșel, da, 4 nuclee și 4 triduri, recomandată pentru gaming, da. Deci PC-ul ăsta este de gaming. Ce mai avem aici? Placa de bază ASRock, de la ASRock, uitați cât de bine arată, parcă te-a cu orgasm. Recomandat pentru gaming, da, producător chipset Intel, deci se potrivește cu procesoarele Intel. Bun, haideți să vedem acum memoriile. Memoriile, nu luăm așa cu memoriile. 16 GB de memorie DDR4, deci este perfectă carcasa noastră. Uitați ce bine arată Full HyperX. Recomandată pentru gaming, da. 99 de lung garanție. Puteți să vedeți aici. Două plăcuțe. Bun. Un hard disk de 1 tera, de 7200 de rotați pe minut și pe mașină de spălat. Uitați aici, nu prea aveți ce să vedeți la asta și sursa. Sursa și după aceea și carcasa este recomandată pentru gaming, de 5200 de W, este bronz, deci este de asta. Deci uite cum se numește. Mă rog. Și carcasa, uitați ce bine arată și este doar 1.800.000. Uitați ce bine arată. Și se mai dă și un cooler cadou dacă nu mă înșel. Nu? Mi se pare că se mai dă și un cooler cadou. Foață, ventilatoare. Sau uite, dă 3 ventilatoare. Bun, și ăsta este episodul de această săptămână cu miercurea cu IT. Să dați un like, un share, să vă abonați. Eu am fost Saba. Pa!